Simt nevoia să fac o precizare din start. Sigur, subiectul e ușor delicat. Dar nu e ca și cum copiii n-ar avea deja răspunsurile la toate întrebările mele posibile. Și ție ți-a atras atenția, zici. Cine n-a scris video chat pe Google odată în viața lui? Să-l văd eu pe ăla care recunoaște. Băi, viața e uneori atât de dură, mă. Deci cum o să nu-ți mai rămână bani nici pentru un suc, mă? Dar lasă un suc și o ciocolată, asta e. Și asta mi se pare iarăși frumos, că îți subliniază vârsta ei. Pune la îndoială prejudecățile și normalul. Prejudecățile și normalul. Nu-i mișto alăturarea asta? Asta mi s-a părut iarăși foarte frumos. Prejudecățile și normal. Și normal. Practic ce-a mai rămas, mă întreb eu. Joacă-te cu fricile altora. Joacă-te cu fricile altora. Frumos asta, e drăguț. Deci asta înseamnă că în momentul în care mie mi-e frică un pic să accesez site-ul lor, da, și totuși o fac, o să jongleze cu fricile în fața camerei. Și probabil o să și le bage. Precum mințile în cap. Încerc să găsesc o... Felicitări, bravo, nu m-am așteptat că o să găsim un final la chestia asta. Stăpânește arta de a-ți controla viitorul. Dorește-ți mai mult. Și stop. Bă, tablou, frate. Când semnezi cu diavolul, mie asta mi se pare că trebuie să fie... El se îmbracă întotdeauna de la Prada. Exact. Și aici a legat-o la site. Aici am intrat deja în high-tech, tată. Oh, intră pe analiză, frate, nu-i așa? Simplu. De ce zici tu? A, tu citești ce scrie aici? Aia, normal, vreau să știu ce au găsit. Păi tu crezi că, în afară de noi doi, care sigur avem și noi problemele noastre, dar nu o să recunoaștem în fața camerelor, mai e cineva care citește, a pus stop să citească ce scrie acolo? A, tu nu știi cât de ciudat e internetul, ce vorbește aici. Da. Da. Nu arăți suficient de bine. Old profile. Nu da. Se fac bani miercurea. Da. Old profile 3. Site-urile de free sunt hardcore. Old profile 4. Și? Banii se fac ușor și fără efort. Old profile 2. Ce vrea asta să nu trebuia să fie new profile? Banii se fac ușor și fără efort. Asta e un lucru rău din trecutul ei? Că nu înțeleg. Eu știu ce să zic. Asta ar trebui să fie gen ceva care urmează, nu? Bă. Aici era banii nu se fac ușor. S-a mâncat un nu cineva da, și s-a stricat tot. Da, nu? Mă rog, hai. Da, hai, suntem răutări, nu suntem... Să mai întâmplă. Nitpicking. Și la filmele mari de la Hollywood am văzut că da. Mai sunt apar chestiile astea. Sunt curios dacă fata chiar lucrează deja acolo și le-au zis, bă, tu arăți cumva ca și cum ai putea să joci, tu ești cea mai cu calități. Toate sunt actrițe bune acolo, dacă mă întreb pe mine. Că trebuie să-l convingă pe ăla să... Știi? Tolkien, sau cum se cheamă ăla? Zic, am un... Nu, trebuie să-i aline suferințele, îmi pare rău. Vedem lucrurile complet diferit, din unghiuri complet diferite. Au spus-o și reclamele, dacă ți-aduce aminte. Noi vorbim foarte mult, dar nu prea ascultăm. Tu știi foarte bine lucrurile astea, am sesizat. Vreau să ascult pe fiecare din voi, oricât este nevoie, sunt aici pentru voi. Vrei să ascult ceva? Poți să-mi spui ce vrei tu. Iar pentru 20 de tokens, nici nu o să te întrerup. Da, de acord. Dar din toate experiențele relațiilor mele eșuate, a trebuit să fac o compilație și a ieșit videochatistul perfect. Faci pași spre o viață mai bună, punând la îndoială prejudecățile și normalul. Pentru că de fiecare dată când îți depășești fricile și iei viața în propriile mâini, o Kendra ia naște. Păi, deci dacă deschizi o conferință de vânzări cu un film ca ăsta, ai rupt. Vă zic sincer. Mm-hmm. De 700 de oameni în sală urlă la sfârșit. Dezlănțuie puterea de a-ți controla propriul destin. Băi, pe mine știi ce mă surprinde plăcut? Îți spun. Faptul că văd că se face în continuare publicitate video. Am simțit puțin îngrijorare la ultima gală EFI. Mhm. Petrișor Obaie era îngrijorat la sfârșit. A, nu se mai fac reclame cum se făcea odată. Iată. Uite, bă, tată. Și mie mi se pare că nici măcar nu e cum se făcea odată. Ăsta e viitorul. Ăsta e viitorul.
Vrei să faci videochat, dar crezi că nu vei avea succes? Ți-e teamă că nu vei avea trafic și te vei plictisi în cameră? Eu n-aș fi băgat trafic aici. Eu aș fi fost un pic precaut cu trafic. Nu poți să arunci trafic într-o chestie în asta. Vrei să scapi pentru totdeauna de problema banilor? Alexandra? Chiar ea? De-aia nu vii, mă, tu acasă, că... Că era... De asta ai întârziat ieri la cercul de literatură? Ne uităm vrăjiți și încercăm să descoperim ce vrea să zică autorul. Mă, frate, s-a apăsat butonul de panică, au venit doi costumați în personaje, costume de-astea de bal mascat, cu două găleți pline de bani falși și au aruncat peste cuvertură și în momentul ăla au început să crească userii. Tot da bani să gândesc, mă, și ăștia, vezi? Sanchi, intră pe videochat că nu-i ascultă nimeni, că au probleme sentimentale acasă, că tot la bani să-i... Tot la bani se excită, e clar. Ne distrăm în timp ce facem încasări fabuloase cu modelele noastre într-o atmosferă destinsă. Vino în cel mai cool studio de video chat din București. Acum eu nu vreau să mă dau deștept, dar să știi că urmărește exact un pattern al publicității. Este problemă-soluție. Da. Ești de acord? Da. Plata la zi, program de 6 ore online, training non-stop, contract din prima zi, comision până la 65%. Comision până la 65%? Eu cred că și politicieni ar trebui să se bage aici la comisionul ăsta, dacă mă întreb pe mine. Salariu minim garantat. Dar vezi cum, cumva, cum jobul are o tentă, cu cât e mai în zona sexuală, cu atât plata e mai rapidă, știi? Plata la zi, poți să ajungi la plata la oră. De ce oare, bro? De ce oare? Să aibă legătură cu satisfacțiile? N-ai aflat încă secretul femeilor independente și pline de bani? Stop! E așa vorbește... For real? Sau e la mișto? E la mișto? La ce te referi? Da, asta așa? Ce zvon? N-ai aflat încă secretul femeilor independente și pline de bani? Haide mă, nu e un pic așa de... Salut! N-ai aflat secretul femeilor independente și care... A? Stop! Să moară familia! Ce zici, mă? Ai camera pe mine, mi-ai pus la darieră, așa. Fii atent, n-ai aflat secretul la femei de. N-ai aflat încă secretul femeilor independente și pline de bani? Coaie! Stop! N-am mai văzut bolovan rostogolindu-se așa pe Valea Oltului. Sunt Lorena Lupu, blogger și recomand Standard Studio. Aici am un comentariu. Blogger 2019, blogger. Poate e firma, poate e un film mai vechi și de-abia acum l-au încărcat. Te-ai întrebat vreodată de unde atâtea vacanțe exotice, mașini scumpe, genți de firmă și operații estetice pe conturile de Instagram ale fetelor pe care le admiri? După părerea mea, nu știu dacă cineva a reușit să sintetizeze mai bine esența. Esența preocupărilor actuale ale unei anumite categorii. Visezi să fii și tu ca ele? Bă, am simțit că mi-a vorbit. Am simțit că mi-a vorbit față de robotul de mai devreme. Da? Acum simt așa, acea empatie. Cultură. Empatia, mă. Vrei să faci și tu bani mulți, repede și fără să te stresezi prea tare? Îți spun eu de unde atâtea accesorii fashion de firmă. Aproape toate fac video chat. Ce recum? S-au dat cărțile pe față. Ce să mai citești, mă? Ce să mai... Păi să știe, mă, că cititul e agită. Ce vorbești de aici? Oh my God, ăsta e viitorul, ți-am zis eu. Îți garantez că nu există un partener mai bun în domeniul videochatului. Oricum, din câte am înțeles, noi suntem numărul 1 în Europa la videochat. La produs sau la consum? La produs. La produs, da? Da. N-am știut că avem o industrie așa de... Eu așa știam, că suntem numărul 1 în Europa. Cele mai mari câștiguri pentru modele, de la 4.200 de lei pe lună, garantați, la 25.000 de lei pe lună și chiar mai mult. Plăți săptămânale pe cardul tău personal. Cât câștigi, atât primești, direct din partea site-ului, în fiecare vineri.
Uite, mă. Bă, pentru asta ar trebui să militeze taximetriști în Piața Victoriei. Pentru astfel de condiții. Ce, mă, ei nu le merită? Program flexibil la alegerea ta. Iartă-mă. Aș vrea să văd dacă vreo companie de taxi oferă beneficiile astea șoferilor pentru munca pe care îi o prestează, pentru stresul la care sunt supuși. Masa de prânz gratuită, livrată direct la studio în fiecare zi. Da, ar fi un pas iarăși spre normalitate, că și ei săraci. Cât câștigi, cât trag. Sincer acum. Noi ne plângem că n-au aer condiționat, dar nici ei n-au, adică asta nici e, pentru ei. Nici pentru ei n-au, nu numai pentru noi, exact. Când stau cu geamurile deschise și inhalează noxile alea săracii, eșuași. Asta zic. Și multe alte beneficii, premii și tombole. Asta s-ar putea să nască o revoluție. Poate trezește mase întregi de oameni, categorii sociale, care sunt cumva acum în zona de adormire. Poate această categorie profesională va fi cea care va trezi toate celelalte categorii profesionale și vor ști să-și ceară drepturile. 4.200 de lei pe lună, garantat banii tăi. Uite-mă, eu asta vreau să văd. Cererile astea, dacă le văd, pe cuvântul meu, dacă nu merg, numai cu taxi de la Galben, cât vreți voi de aici încolo? Mercedes. Sigur. Galben Mercedes, că doar nu... Stop! Gata, gata, m-am oprit, promit. Dar nu o să exagerez. Îmi iau și eu o săptămână de vacanță. Una singură, că-și nu vreau să bată la ochi. Să mai respire și YouTube-ul ăsta puțin, că eu fi ajuns și lui. De când cu debutul ăsta al meu, trecut bine de prima tinerețe. Dar tricoul pus la bătaie rămâne. Cine intuiește primul, tema la întoarcere, îl primește automat. Cu alte cuvinte, ne vedem în comentarii. Sunt Andy Moisescu. Mă înclin. Voie bună!